Nah, Shani, it's gonna be high down. Oh, săracu, vai, ce mil îmi este de el. De fiecare dată când mi-e greu în viață, mă uit la unul din ăsta și îmi trece tot. Da, asta e. Hai să mergem. Nel, ajută-mă pe mine, te rog, Nel. Hai să vă îngrom frumos. Du-te, mă, că n-am să dau nimic, că las-mă în pace, n-am să-i dau ce vreți. Te rog eu frumos. Hai să mergem. Dă-i, dragă, și lui ceva, ce ești așa de rău? Nu vezi că săracul nu a avut noroc în viață? Hai, dă-i, ce ești așa absânt? Oh. Bine, mă, hai că, na, uite, că-ți dau 2 lei. Nenea, dar nu 2 lei. Lasă-mă, mă, în pace, cu cerșe tot, cu tot. Eu mă duc la muncă, nu stau ca tine. Hai, nu-ți convine, du-te la muncă și tu, hai. Dă-i, măi, și lui mai mult, ce să fac cu omul ăsta cu 2 lei? Ți-ai tu un încălțări de 3 milioane și el vrei să descurce cu 2 lei. Și apoi cine îți găsește să-i dea lui rest de la 298 de lei? Îmi zici, mie? Dar poate nu își cumpără de 3 milioane și el. Mă rog, bine, n-am, mă, uite, 10 lei. Da, 10 lei. E ok? Oh, dar nu 10 lei, și asta? Păi mă, la asta de soate îmi treci cu glumă. Dar nu-ți convine 10 lei? Dar cât vrei, mă, 3 milioane? Hai că-ți dau și un ștân cur, dacă nu-ți convine, îți dau și banii, hai. Lasă-mă, hai să mergem. Dar ce hapsân ești? Pe lângă faptul că omul ăsta nu are nimic, ai mai ieșit la mine cu bătaia. Dacă erai tu în locul lui, dacă n-aveai, Doamne, cu ce om am încurcat? Bine, mă, na-ți, uite, îți mai dau încă 10 lei, 20 de lei, bine, îți convine 20 de lei, te ajută, e destul 20 de lei să te mulțumească? Na, 20 de lei. Nenea, dar nu vreau bani, nu din ăsta. Vreau să iau un încărcător la telefon, că am rămas fără baterie de atunci. Am intrat așa în sevraj. Hai, te rog. Ce vrei, mă, încărcător? Stai, mă, că am eu baterie externă luată de pe fire.ro și era și la promoție și ieftină. Ia-o. Sărmâna. Cum ți-e pasă mai mult de telefon decât de mâncare sau de bani? Păi... ce fel de cerșător ești tu, mă? Cum adică cerșător? Tu nu sunt cerșător, domnul. Eu nu sunt cerșător. Păi și atunci de ce ești murdar pe față? A, murdar? Păi da, am avut un challenge acum și o trebuie să mă murdăresc pe față. Păi cum e, eu-s vedet, eu-s tiktoker. Așa mă îmbrac eu, că sunt mai hipster. Și dacă aveam să dau un încărcător, unde ți încărca de telefonul? Că aici ești în stradă. Păi cum? Vezi Range Rover din spate? Acolo mi-l încărcam, că-i mașina mea. Ce, mă? Păi tu ai mașină de 10.000 de euro și o să dau baterie externă gratuită? Ia, dă-mi încoa, hai, dă-mi încoa. Dă-mi încoa, urmă, mea. Dă-mi încoa, dă-mi încoa. Hai, dă-mi încoa. Păi, vedeți cum? Dă-mi încoa. Dă-mi bateria încoace. Dă-mi încoa bateria. Dar ce, eu fac acte de caritate pentru toți... Ia uite. Da, dacă tu zici că nu ești așator, explică-mi și mie, deci făceai, de parcă aveai atac cerebral când te-am văzut eu aici. Asta? Da. Păi asta iarăși e un challenge. Ultima oară am avut 3 milioane de vizualizări. Ce crezi că Range Rover-ul ăsta așa se întreține ușor? Nu. 3 milioane. Range Rover. Da, mă, uite. Nu toți au avut noroc în viață. Ai, măi, nene, te rog eu frumos, dă-mi, te rog, bateria aia, te rog eu frumos, din suflet, casa de săracă să riți, mi-a luat o cocaine în față. Fai de 3 ore sau 1, 2, 3, și după aia se cu gurița asta într-o parte de parcă ai avea atac cerebral, dă ăsta-i dansul, și după aia, hâs! Și la sfârșit, hai încă o dată, știi? 1, 2, 3, atac cerebral, hâs, hâs! Și acum cine dă banii? Milionul, vine acum vizualizările. Și unde-s banii? E, du-te-i în pizamă, tine.